Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Europa Cristiană. Emisiunea din seara aceasta e specială pentru că vorbim despre un om și despre o operă care reprezintă un pisc al culturii europene, al civilizației europene. Cum știți, emisiunea noastră nu obosește să pledeze pentru temeiurile creștine, pentru rădăcinile creștine ale culturii europene, ale civilizației noastre. Și încercăm să găsim, să vedem ce anume e determinant creștin în opera unuia dintre cei mai mari scriitori ai lumii, William Shakespeare. Pentru o discuție despre William Shakespeare și despre opera lui, am invitat, ca de obicei, pe cel mai potrivit interlocutor. Se află alături de noi, la Europa Cristiana, domnul profesor Adrian Papahagi de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Bine ați venit, domnule profesor! Bine ați revenit! Bine v-am găsit! Nu, am mai făcut o emisiune împreună. Memorabilă, fără îndoială. Și în mintea mea a rămas și în arhiva emisiunii noastre, întâlnirea cu dumneavoastră are locul ei proeminent. Domnule profesor, de foarte mult timp predați Shakespeare la universitate, nu? Cât? 8 ani? E o istorie mai lungă, deși multă vreme l-am privit pe Shakespeare ca pe un soi de violon d'angre, eu fiind medievist, în fine. E o poveste de dragoste care începe ca la orice adolescent, firește în liceu, când am citit pentru prima dată Shakespeare aproape complet în engleză, fiind eu la un liceu bilingv. Licența mea și la Universitatea din Cluj și la cea din Paris a fost despre Shakespeare, după care încet, încet m-am mișcat înspre medievistică. Și vă spun că m-am mișcat înspre medievistică întrucât zona de renaștere, de modernitate timpurie era atât de puternic ideologizată în sfera academică, încât mi se părea aerul absolut irrespirabil. Și m-am refugiat în zona medievistică, unde totuși cunoașterea latinei, a paleografiei, a codicologiei, creează așa un fel de zid care îl ține mai departe pe ideologi și permite accesul doar savanților. Și m-am simțit într-o zonă mai de confort. Dar ați rămas și cu Shakespeare? Am rămas, am continuat, deși nu mi-am făcut doctoratul, nici următoarele cercetări pe Shakespeare. Și când am revenit la Universitatea din Cluj, după mulți ani la Paris, în 2007 sau 2008, am luat și un curs de Shakespeare pe care îl țin de atunci, deci practic de vreo 10 ani de zile, neîntrerupt, în fiecare an schimb piesele și sunt foarte încântat. Și acum, încet, încet, s-a strâns probabil și un material de o carte sau chiar de două pe care aș fi vrut să le scriu anul trecut în centenarul Shakespeare, dar, iată, vor mai trebui să mai aștepte probabil un an. Un an. De altfel, sunteți unul dintre puținii universitari români care au acces la textul lui Shakespeare în engleza veche, în engleza lui Shakespeare, din câte mă rog, modernă timpurie, ca să fim modernă tehnici. Timpurie, da, da? Modernă timpurie. Ea este un pic arhaizantă din punctul nostru de vedere, dar rămâne engleza noastră, practic. Și problema majoră la Shakespeare nu este engleza. Este vocabularul incredibil de mare al acestui creator care a lansat el însuși o tonă de hapax legomena, cum se numesc, adică de termeni folosiți o singură dată și doar de el. Sunt mii de cuvinte pe care Shakespeare le-a inventat și pe care își permitea din prea plinul geniului lui luxul să le folosească o singură dată și apoi să le uite. Incredibil. Incredibil. Și al doilea lucru, firește, este această densitate extraordinară a textului, nu doar intelectuală, ci uneori și stilistică, fiindcă totuși Shakespeare rămâne un scriitor manierist, aproape baroc într-un fel. Eu îl percep mai mult ca pe un scriitor baroc decât renascentist, cum este adesea predat. Predat, da. De altfel, în legătură cu câțiva dintre autorii ăștia europeni de anvergură, cum să spun, din zona rarefiată a culturii, Dante în aceeași categorie, Cervantes în aceeași categorie, există aproape o adeziune mistică la textele lui. Ai mereu senzația că e ceva încifrat, că e ceva, în fine, un cod undeva secret care se cere a fi sau așteaptă să fie descoperit și n-a fost încă descoperit. Avem tipul ăsta de așteptare de la textele lor, nu de la textele altora. Nu ne așteptăm, de pildă, nu știu, să deschidem o pagină din, habar n-am, din Albert Camus, de pildă, care e un scriitor fabulos, și să găsim acolo cine știe ce lucruri și mesaje încifrate despre esența existenței noastre. Dar la Shakespeare ne așteptăm, la Dante ne așteptăm.
Cum, aveți idee cum s-a născut tipul ăsta de așteptare la cititori, și la actori, și la regizorii care îl montează? Bun, e imensitatea acestui autor care stă, cum spune Harold Bloom, în centrul canonului nostru occidental, adică al formei noastre de a privi lumea, acestei forma mentis europene. Și el este alături de Biblie, numită The Great Code, de un alt critic important american. El este unul dintre autorii aceștia care creează, până la urmă, cultura noastră. Alături de Biblie, de Dante, de Cervantes, cum am spus, de Dostoievski, firește. În ce măsură Shakespeare este la rândul lui un autor creștin? Aici e mai complicat de spus. Firește, Dostoievski este un autor profund preocupat de tema creștină. Dar Shakespeare nu este explicit preocupat, dar este preocupat de toată tema majoră a binelui și a răului, firește, a iertării, a pocăinței, nu? Atonement, cum spun englezii, este preocupat de tema bunătății umane. Shakespeare este un autor care reușește să fie uman, fără să fie, cum să spun eu, fără să devină un fel de judecător al rasei umane. Scria într-o carte recent destul de scurtă, Peter Brook, unul din marii lui regizori, se numește The Quality of Mercy, scria despre această milă, milei, da, mă rog, e un citat shakespearian mai greu de tradus literal. Spune că Shakespeare nu judecă. Și eu am observat asta. Marii scriitori nu judecă omul. Așa cum probabil doar Dumnezeu are dreptul să o facă și cum nouă ni s-a interzis să ne judecăm unii pe alții. Adevăratul umanism înseamnă o îmbrățișare a diversității firii umane. Vedeți, la Shakespeare și cei mai mari păcătoși au dreptul la un al doilea cuvânt. Au dreptul, există o ambiguitate care e ambiguitatea profundă a firii umane. Niciun om nu este diavol până la urmă. Și acest umanism fabulos îl face pe Shakespeare atât de imens. Haideți să vă propun să o luăm dinspre biografie spre operă. E de spus că nu știm foarte multe despre Shakespeare, sau bine, ne-am dorit să știm mult mai multe despre Shakespeare. Din cauza asta e un pic misterios, până la urmă, personajul. Deci, Shakespeare, din ce știm despre el? Botezat anglican? Da, cum era normal pentru majoritatea oamenilor. În acea vreme, dacă știu bine, era obligatoriu să mergi duminica la biserică. Absolut. Mergea, era amendat. Sigur că da, absolut. Prin urmare, faptul că Shakespeare mergea la biserică nu e neapărat o probă a adeziunii lui la creștinism, nu? Nu, fără îndoială. Era o epocă, până la urmă, în care anglicanismul, religie de stat, era puternic impus de către regalitate tuturor cetățenilor. A fi catolic era un act, până la urmă, de disidență în acea perioadă, iar participarea slujbe era obligatorie. Dar nu asta este esențial pentru noi. Probabil că Shakespeare era nominal sau poate mai intim creștin, dar opera lui face abstracție într-un fel de creștinism. De pildă, Hristos nu este menționat în piesele lui Shakespeare. Ceea ce el prezintă... Dar în timpul lui, ceilalți care scriau menționau, exista și o dimensiune asta mai religioasă a teatrului contemporan lui? Fără îndoială existau și zone, dar acum, haideți să ne gândim un pic care este filiația acestor piese, nu? Uh-huh. Până la urmă, tragedia funcționează foarte bine într-un sistem în care un Dumnezeu just, un Dumnezeu drept și milostiv face acțiunea tragică aproape imposibilă, fiindcă nu mai există tragismul acesta în fața morții sau în fața răului sau în fața opțiunilor, nu? Cum spune Hegel, două imperative etice egal justificate, da? Când există un Dumnezeu bun, Dumnezeu, până la urmă, elimină tragismul. Viața omului nu poate fi tragică într-o lume guvernată de Dumnezeu. Nimic ce ni se întâmplă nu este tragic dacă noi privim viața într-o perspectivă providențialistă, nu? Ori, ca tragedia să funcționeze prin convenția ei generică, literară, este nevoie oarecum de o suprimare a acestei judecăți al lui Dumnezeu. Gândiți-vă la tragediile extrem de populare în perioada elizabetană, așa numitele revenge tragedies, tragediile răzbunării.
Ori Dumnezeu spune clar în Vechiul Testament, chiar răzbunarea este a mea, mie mi-aparține să răzbun. Ori ce să facem noi într-o piesă în care răzbunarea intră în mecanismul tragic și dramatic? Deci, vedeți, nu este aici neapărat creștinism sau anticreștinism. Este o necesitate, până la urma unui gen dramatic, a unei convenții. Da, aș vrea să revin la detaliul biografic, pentru că mai e un detaliu important. Shakespeare este înmormântat în catedrala Holy, în biserica Holy Trinity din Stratford-on-Avon, în fața altarului. Da. Semn că, totuși, aveau adeziune la... sau nu, poate fi ăsta socotit un semn al adeziunii la biserică sau pur și simplu era cel mai faimos de pe acolo? Și... Cam așa, era cu cam siguranță așa. Cel mai faimos fiu al orașului la vremea aceea deja. Asta nu înseamnă că Shakespeare nu era creștin și în gândirea lui majoră se observă până la urmă toată această filtrată, cum să spun, metabolizată. Și nici nu ai cum să fii altfel trăind în cultura europeană în secolul al XVI-lea și începutul celui de-al XVII-lea. Credeți că toate lucrurile astea, care probabil au fost importante pentru el ca persoană, vorbesc despre creștinism și despre adeziunea în biserică, cumva în momentul în care scria, sau nu se reflectă neapărat în opera lui, un fel de... Da. Cred așa că nu se reflectă integral, asta înseamnă că problematica lui e necreștină sau anticreștină. Uh-huh. Înseamnă că este oarecum dincolo de acest referențial. Acum, există două școli de interpretare ale lui Shakespeare, reprezentate de doi mari critici de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, unul ceva mai apropiat de noi. A.C. Bradley, mare autoritate pe tragedia shakespeariană, spune că aceasta trebuie citită făcând abstracție de contextul creștin, explicând tocmai aceste mecanisme și spunând că, până la urmă, virtuțile care se pun în mișcare și viciile din Shakespeare pot funcționa foarte bine într-un context roman, grec, nu? Cum se și întâmplă în multe piese inspirate din Plutarh, și așadar nu în contextul creștin al viciului și virtuții, al păcatului, ci în contextul roman al virtuților. Să luăm de pildă sinuciderea. Sinuciderea pentru un creștin este un păcat de moarte. Într-o piesă pusă într-o epocă creștină cum e Hamlet, Hamlet însuși spune, dacă cel veșnic nu ar fi interzis suicidul, nu? Când contemplă el să-și pună capăt vieții. Dimpotrivă, într-o piesă romană cum e Julius Caesar, sinuciderea este un act virtuos, este un act, până la urmă, de curaj al unui militar, al unui oștean învins. Iar Brutus, atunci când se sinucide, poate să fie calificat de Octavius, dușmanul lui, nu? De Octavian, noblest Roman of them all, cel mai nobil dintre toți romanii. Da, deci sunt aici convenții dramatice până la urmă, iar Shakespeare, firește, când scrie piese cronologic puse în epoca creștină, adoptă, firește, viziunea creștină, dar într-o piesă romană ar fi fost și anacronic ca el să vină și să facă... Ori Shakespeare nu judecă, asta este. El nu este nici ideolog, nici teolog. El este scriitor. Ori acest lucru face ca oamenii să fie puși în condiții veridice. Bun, deci A.C. Bradley, unul din mari teoreticieni ai tragediei shakespeariene, ne spune, trebuie să facem abstracție. Există și o altă școală mai alegorizantă, firește, a lui George Wilson Knight, un important shakespeareolog care era atât de pasionat de Shakespeare încât spre sfârșitul vieții a nebunit și a început să se creadă Shakespeare. Lucru care să știți că ne paște pe toți. Identificarea cu obiectul e atât de puternică și fascinosă, atracția lui Shakespeare atât de mare încât încet, încet te pui în pielea personajelor, ai impresia că Hamlet e real și așa mai departe. Ori George Wilson Knight are din potrivă încercarea aceasta de a alegoriza piesele lui Shakespeare, de a vedea diverse soiuri de imitație, Christi, știu eu, în The Merchant of Venice, sau pe Prospero să-l vadă ca un personaj care până la urmă face un act de mântuire a celorlalte personaje și așa mai departe. La Prospero te-ai aștepta cel mai puțin, nu? Prospero, un magician. Da. Nu acceptăm jocul ăsta cu spiritele, cu duhurile. Da, da, Prospero iese din scenă creștinește, își îngroapă, își aruncă în ocean, în mare, mantia, bagheta magică și cartea
pe care o spusese Gonzalo în barcă și spune my ending is despair unless I be relieved by prayer. Sfârșitul adică? Meu este disperarea dacă nu voi fi mântuit de rugăciune. Uh-huh. El până la urmă își abjură, cum se întâmplă adesea în tragedia elisabetană. Există diverse piese cu magicieni. Firește, cea mai celebră e Dr. Faustus, dar pe care eu o citesc ca de altfel un soi de moralitate, morality play, un fel de piesă medievală târzie, didactică, în care ni se arată unde duce vanitatea faustică a omului, înspre pieire, înspre dar în iad. Dar alți magicieni, în piese elisabetane, cum ar fi Green sau alții, Friar Bacon în piesa lui Green sau Prospero, își abjură această magie, care oricum era o magie albă, să zicem, benefică am putea spune, și o termină piesa ca creștini pocăiți. Uh-huh. Da, mi se pare că în mai toate piesele lui plutește unva subiacent, alteori evident, tema iertării. Ceea ce mi se pare că e o temă foarte creștină, pentru că nu sunt sigur că într-o morală sau într-o logică a binelui și răului ieșită din creștinism sau din afara creștinismului, iertarea joacă acest rol enorm, enorm pe care îl joacă aici. Și mie mi se pare că avem așa tema iertării cam peste tot, nu? Personajele în final... Absolut. Se iartă sau sunt iertate, nu? Și cu atât mai mult în ultimele piese ale lui Shakespeare, așa numite romances, romanțe, Winter's Tale, poveste de iarnă, și cu atât mai mult în Furtuna. Uh-huh. Furtuna, de altfel, e piesa, cum să spun, e un fel de cheie de boltă a întregii creații shakespeariene, fiindcă acolo Shakespeare pare că își readuce toate personajele, toate tipurile de personaje pe care le-a avut în alte piese, comedii și tragedii, frații uneltitori și uzurpatori, tinerii îndrăgostiți, monstrul, personajul acesta angelic, dar și semidiabolic, care este Ariel, un fel de înger, un fel de duh, unii spun al poeziei, nu cum spunea Petru Creția. Toate personajele se regăsesc acolo pentru o ultimă dată și ceea ce ele primesc de la Prospero, cel pe care îl trădaseră, pe care îl exilaseră fratele său și regele Napoli, l-au vrut mort, însăși oarecum Caliban, acest monstrișor pe care el îl crește și îl educă și îl învață să vorbească, conspiră împotriva lui. Chiar și Ariel, acest spirit care pare un spirit pur, încearcă o anumită ispită a răzvrătirii, nu? Însăși Miranda, fiica lui, sau Ferdinand, iubitul său, riscă, nu? Să ne socotească autoritatea acestui tată înțelept. Or Prospero, până la urmă, îi aduce pe toți pe acest promontoriu și îi iartă. Piesa este, până la urmă, o piesă despre milă, despre pocăința, despre regretul acestor personaje și despre iertare. Se îmi vine în minte, ascultându-vă, fiindcă ați vorbit un pic mai înainte despre răzbunare. Și o vorbă splendidă a lui Alexandru Paleologu, culmea, în legătură cu o piesă shakespeariană, cu Hamlet, în care spune lumea, până la urmă răzbunarea este ceva bun. Pentru că e compus dintre răz și bunare, adică ceva rău s-a opus mersului firesc al lumii și răzbunător e cel care reașează lucrurile în matca lor bună. Evident, mi-ați spus, numai Dumnezeu are fără îndoială dreptul să facă asta și nu, și nu oamenii. Dar acum mă gândesc dacă la Shakespeare vedem la marii răzbunători, Hamlet, bunoară, și un fel de regret, pentru e ca o umbră a conștiinței lor că ceea ce fac totuși pare demonic mai degrabă. Sigur că da. Hamlet, vedeți, este de la început măcinat de îndoieli și de aceea nici nu acționează foarte rapid. El ar fi avut foarte rapid ocazia să-l lichideze pe regele Claudiu, nu? Și piesa s-ar fi terminat probabil în actul 2 și, bun, dincolo de imperativele dramatice, Hamlet are o profunzime pe care alte piese ale răzbunării nu au. Vedeți, de pildă, în celebra tragedie a răzbunătorului, scrisă după Hamlet.
în primul deceniu al secolului XVII, răzbunătorul ucide tot ce îi stă în cale, recurge la orice subterfugiu. Pentru el nebunia este doar un văl, o mască sub care el poate să avanseze până la rege, până la duce și să-l lichideze. Și după ce a terminat de omorât tot ce era de omorât, spune: când tu însuți devii criminal, trebuie să dispar, și se sinucide. El își dă seama că devenise el însuși foarte rău. Ei bine, Hamlet ezită. El se simte într-un fel investit cu o misiune absolut eschatologică, într-un fel. Spune la un moment dat: timpul și-a ieșit din țâțânii, nu? O soartă nemiloasă, că fix mie mi-a fost dat să repun lucrurile pe făgașul normal, să răz bun, să îndrepte lucrurile. Există această zonă, dar există și zona, până la urmă, în care Hamlet produce suferință, omorându-l, de pildă, pe Poloniu. Ok, Polonius era un curtean mic, cam oportunist, un oportunist, da. Un pic, știu eu, un pic debil, un pic senil, și îl omoară așa într-un mod nedemn, după ce, în timp ce el se ascundea ca un mic securist după cortină, trăgea cu urechea după o perdea, da? Bun, dar această crimă, până la urmă, după aia cruzimea incredibilă față de Ofelia, modul relativ cinic în care îi răspunde lui Laerte, care a venit să-și răzbune tatăl și sora și îi spune: nu eu am făcut-o asta, nebunia mea e de vină, într-un fel se derobează. Deci există modul în care vorbește cu propria sa mamă și fantoma îi spune: vorbește-i pumnale, dar nu folosi pumnale, da? Deci Hamlet e el însuși constrâns să recurgă la violență. Modul în care îi trimite la moarte pe Rosencrantz și Guildenstern, da? Schimbând scrisorile, până la urmă, bun, putea să-i lase în plata Domnului, dar nu, i-a pedepsit, i-a trimis la moarte. Deci Hamlet însuși se transformă într-un fel, într-un personaj din ăsta foarte tenebros. Orice arată Shakespeare, dacă stăm să ne gândim într-o perspectivă creștinească, că excesul de violență, excesul de, chiar și justițiară uneori, se transformă în sine în ceva rău. Nu există scriitor alături de Dostoevski care să mediteze atât de mult la problema răului ca Shakespeare. Gândiți-vă la Macbeth, nu? Oh, da, da, da. Frica și răul, noaptea, întunericul, toate aceste lucruri ieșite dintr-un pandemoniu al sufletului omenesc se regăsesc în Macbeth. Macbeth începe ca un oștean virtuos, nu? Este un om curajos care a luptat pentru regele lui, este și un om modest. Dar odată intrat în această logică infernală a puterii, el devine diabolic și până la urmă trebuie să fie eliminat. Bun, Eugen Ionescu duce chestia asta un pas mai departe în Macbeth-ul lui, în care până la urmă totul e ciclic. Cei care iau locul tiranului devin ei înșiși tirani și așa mai departe. Poate asta e și istoria politicii, nu? În care până la urmă misterul puterii este misterul răului, fiindcă ceea ce îți dă puterea asupra altor oameni se convertește foarte ușor în abuz și în răutate. La Shakespeare, poate mai mult decât la Dostoevski, găsim această meditație asupra puterii politice, asupra felului în care puterea politică te corupe, te smintește. Găsim această meditație asupra felului în care acces la puterea politică, la tron, ce înseamnă a avea dreptul să ajungi la tron, ce înseamnă a nu avea dreptul să ajungi la tron, dar totuși forțezi lucrurile, cum se poate întâmpla să n-ai dreptul să ajungi la tron, dar să fii un rege bun, ceea ce cumva răscumpără excesul de dinainte. Vine, toată această meditație asupra puterii politice e fascinantă la el. Și Shakespeare este un conservator, are de multe ori discuția asta despre rost, despre cum a lăsat Dumnezeu lucrurile. Nu este un revoluționar. De pildă e celebrul discurs al lui Ulise din Troilus și Cressida despre order. Și el despre ordine. Degree, de fapt. Da. Despre grade, despre această ierarhie. Firește, meditația cea mai profundă despre uzurpare și dreptul de acces la tron se găsește în Richard al II-lea. Un rege care este detronat, după cum știm. Dar acest lucru este o profundă fără de lege. Bun, găsim toate piesele shakespeariene, până la urmă cele politice, istorice, în fine, sunt reflectă această temă a uzurpării. Avem lucrul ăsta în Richard al III-lea, nu?
Richard al III-lea, până la urmă, care își ucide inclusiv frații pentru a ajunge la tron. Îl găsim în Henric al V-lea, mă rog, începe în Henric al IV-lea, nu? Henric al V-lea, un fel de prinț destul de lasciv, destul de desfrânat, dar care până la urmă, odată ce se desparte de acest alter ego fabulos care este Falstaff, devine marele rege patriot, un fel de Ștefan cel Mare, de Mihai Viteazul al Angliei, Henric al V-lea, care reușește să-i înfrângă pe francezi în războiul de 100 de ani. Da, spuneți-mi, din toată această fenomenologie bogată, extrem de bogată, a contactului omului cu puterea, putem concluziona două, trei, patru idei care ar putea fi comune și care ar putea constitui viziunea lui Shakespeare asupra relației dintre om și putere? Da, fără îndoială. În primul rând, haideți să ne gândim la piesa despre Cezar, care este cunoscută publicului larg. Ce se întâmplă în Cezar? Cezar este pe punctul de a deveni tiran, da? Și atunci niște oameni decid să-l înlăture, să-l împiedice să ajungă asta. Cum? Ucigându-l. Și avem două tipuri de conspiratori. Cassius, cel care îl invidiază pe Cezar, este de fapt forța resentimentului, extrem de activă în istorie, invidia, nu? Un lucru deloc creștinesc. El spune, de ce Cezar ăsta, care până la urmă e un epileptic și e un moșuleț, să fie deasupra mea, care iată, sunt un om în putere, cu discernământ și așa mai departe. Și este cealaltă zonă a idealismului, care iarăși pavează calea până la urmă spre crimă și spre abuz. Este idealismul republican al lui Brutus. Brutus e un om onorabil, e un om cinstit. El acceptă să-l înlăture pe Cezar. Și la ce îi folosește până la urmă toată chestia? La absolut nimic. Fiindcă locul lui Cezar este luat de Octavian, care instituie imperiul. Deci, ce vrea Shakespeare să spună prin toată chestia asta? Că uciderea unui rege, a unui monarh, până la urmă, nu instituie o stare mai bună. Și aici se vede conservatorismul lui incredibil. Până la urmă, ea nu duce la nimic. Iar nu numai atât, umbra lui Cezar domină toată piesa. Ucis, Cezar devine mai puternic. El devine un zeu, se divinizează. Toți împărații Romei se vor numi Cezar după ei. După el toți vor fi împărați și zei totodată în timpul vieții. Deci, până la urmă, ce arată? Că utopismul, idealismul generos al lui Brutus, cel mai bun dintre romani, fără îndoială, combinat cu resentimentul meschin al lui Cassius, nu reușesc să îndrepte o situație politică, ci până la urmă perpetuează răul. Deci asta este prima gândire conservatoare a lui Shakespeare. Și ea, încă o dată spun, apare în toate piesele. E un providențialism aici, adică ceea ce vrea să spună probabil Shakespeare aici este că dacă oamenii conspiră pentru a împinge lucrurile într-o direcție, nu este așa. Absolut. E o privire exact, extrem de providențialistă asupra istoriei și antivoluntaristă. Nu numai atât, Shakespeare observă ambiguitatea asta a naturii umane. Oamenii care, buni fiind, până la urmă fac răul. Sau crezând că fac binele, fac răul. Oameni care, răi fiind, totuși reușesc să fie niște agenți, cel puțin eficienți, ai unei acțiuni politice. De pildă, Marc Antoniu. Marc Antoniu era un desfrânat. Se știe asta de la Plutarh și așa mai departe. Dar Marc Antoniu reușește până la urmă politic să fie ceea ce idealistul, omul virtuos, Brutus, nu reușește să fie. Deci e aici un umanism profund și o ambiguitate profundă a firii umane în care Shakespeare pare să zică nu există angelism sau demonism absolut în om. Dar relația unui rege, relația unui lider cu poporul, asta e o problemă pentru noi astăzi, în democrație, elitele politice versus alegătorii, ce facem, nu ne mai înțelegem, unii vor una, unii vor alta, ajungem să ne și detestăm o leacă între noi. Shakespeare atacă direct problema asta. Absolut, și o atacă la fel de lipsit de complezență și de idealizare, și de asta e un mare scriitor, fiindcă nu e ideolog. Piesa probabil cea mai pertinentă, și Cezar. În Cezar, de pildă, când Brutus vine și spune l-am omorât pe Cezar fiindcă vrea să fie un tiran, lumea zice, extraordinar, Brutus, bravo. După aia vine Marc Antoniu și imituiește, spune, dacă v-aș citi testamentul lui, să vedeți că va lăsa grădinile lui, că va lăsa fiecare nu știu câți bani, știi, mai dă-le 100 de lei. Deci, el imituiește și imediat poporul trece de partea lui.
Dar piesa în care probabil cel mai dramatic se vede această poziție e Coriolan. Coriolan, da. Coriolan era un general maximalist. El era extrem de virtuos și nu dădea doi bani pe popor. Spunea, oamenii sunt flecari, sunt mincinoși, sunt invidioși, sunt lași. Și întâmplător are dreptate, fiindcă atunci când se atacă, de pildă, când Roma e atacată, oamenii fug. Când trebuie să atace Corioles, cetatea pe care câștigând-o își primește numele, nu? Supranumele, în fine, agnomen de Coriolanus, lumea imediat se dedă la furtișaguri, intră în case, jefuiește ce poate și iese cu cupe. El nu vrea nimic din toată acea pradă de război. Deci el are dreptate. Dar îndreptatea lui este inuman. Fiindcă oamenii, așa cum sunt ei, mici, meschini, hoțomani, un pic șmecheri, un pic lași, până la urmă, nu trebuie nici disprețuiți. Ori el îi disprețuiește până la punctul în care devine inuman. Și ce se întâmplă? El în clipa de aceea, nemai având nicio comunitate cu poporul Romei, este delegitimat și este izgonit din Roma de niște politicieni intriganți și de poporul care, până la urmă, nu iubește foarte mult măreția umană. Și virtutea. Și virtutea. Virtutea e foarte antipatică, da, mai da, ales predicată ex catedra. Da. Și atunci el, izgonit din cetatea lui, nu se dezumanizează, devine inuman, devine antiuman, antiroman. Se aliază cu volșcii, cu cei pe care îi învinsese și atacă Roma, deci devine trădător. Ajunge să deteste, să lupte împotriva, propriului popor. Da. Dar ajungând în fața zidurilor Romei, sunt trimiși soli, prieteni, frați, nu știu ce, pe toți îi trimite înapoi până când vine propria lui mamă, căreia nu îi poate rezista. Și atunci devine încă o dată trădător, fiindcă îi trădează pe cei cu care se asociase să atace Roma și pe care el îi învinsese anterior. Deci el, până la urmă, nu-și mai găsește niciun sens. Și asta arată un lucru, că un om politic, atunci când e rupt de poporul său, așa cum e poporul ăla, flecar și mincinos și laș, el devine mai rău decât un om, devine un câine de pripas care este izgonit. Și asta este, de aceste două piese, într-un fel, creează un diptic, nu? Cezar e omul care a știut să fie în sufletul poporului său. Și cum era poporul, așa era și el. Un pic desfrânat, un pic mincinos, un pic eroic, un pic generos, adică erau, până la urmă, uman. Da, da. Și iubit de popor. Da. De-aia, poate și noi ar trebui să le spunem politicienilor, oamenilor să nu aștepte nici de la politicieni angelism, fiindcă nu există politicieni sfinți și uneori politicienii care se pretind perfecți pot să ducă țara de râpă și totodată liderilor să nu disprețuiască poporul. Mm-hmm. Shakespeare are o meditație extraordinar de fină, nu politic, umană, fiindcă eu spun mereu, Shakespeare nu e un teolog, nu e nici măcar un metafizician, el e un psiholog în primul rând, e probabil cel mai mare psiholog dintre mari scriitori, cel mai mare psiholog. Între psiholog și duhovnic e doar un pas, firește că Shakespeare nu e calificat să dea iertarea, Sigur. Dar vede în sufletul omului ca nimeni altcineva. Da. De-aia eu aș spune tuturor celor care sunt îndrăgostiți de tradiția creștină, când al citi pe Shakespeare nu e o erezie, e din potrivă o deschidere înspre omenescul acesta pe care un mare maestru, un imens psiholog, poate cel mai mare, ne-o facilitează. Și asta nu face decât să ne sporească empatia cu umanul și înțelegerea lumii în care trăim și să ne vindece de foarte multe naivități. La Shakespeare apar foarte rar preoți și figurile ecleziale. Nu știu, probabil că era o cenzură în vremea respectivă, poate că în teatrele din vremea lui, strategic să zic, nu era prea bine să te joci cu figura preotului, pentru că veneau, în fine, puternicii zilei și putea exista represiuni, nu știu. Dar de foarte mult timp reflectez la figura preotului din Romeo și Julieta, care adesea, în mai toate montările, în mai toate lecturile pe care le știu, apare ca un fel de împăciuitor, un om care încearcă, nu? Sunt două familii în război, o iubire care e catastrofată din cauza asta, asta e lectura comună. Și acest preot care încearcă și el cumva să împace lucrurile, ca să meargă până la urmă spre bine și copiii a doi să se căsătorească și, bun, spre un happy end. Numai că încurcă un pic borcanele și iese cum nu se poate mai rău. E bine, mie mi se pare că aici Shakespeare vorbește direct despre eșecul posibil al misiunii
ecleziale, ceea ce este o temă foarte tare. E posibil ca preoții, ca preotul să greșească tocmai dintr-o încredere prea mare în propria lui judecată și în modul lui de a aranja lucrurile, nu? Da. Bun, dacă vreți să punem în context, într-adevăr aveți dreptate și ați remarcat foarte corect, în perioada aceea de protestantism foarte agresiv în care era Anglia, exista un afect foarte puternic împotriva preoților catolici, mai ales a fraților franciscani și așa mai departe. De pildă, în Dr. Faustus, în Faustul lui Marlowe, când vine dracu, Mefistofel, Faust îi zice, a, ești prea urât, du-te și vină înapoi deghizat într-un franciscan ca să îmi placă. Da? Și e această linie care vine de la Chaucer și prin Lollars, în fine, proto-protestanții acelei vremi, în care există un anticlericalism extraordinar, care a fost de altfel și foarte violent în perioada elizabetană, după cum se știe. Bun, deci s-ar putea să fie asta, dar Shakespeare nu e un ideolog și în niciun caz n-ar face așa ceva. Fratele Laurențiu, Friar Lawrence, din Romeo și Julieta, franciscan și el, este mai degrabă un agent dramatic, firește, fast într-o primă instanță, dar nefast în ultimă instanță. Shakespeare își construiește toate piesele într-o mare simetrie și asta este probabil caracteristica lui cea mai manieristă. Romeo și Julieta aparțin a două familii care se detestă, ura aceasta este într-un fel ereditară și iată că providența divină face ca acești tineri, ca acești doi copii, care au 14 ani ea și nu se știe cât, dar probabil nu mult mai mult, 16-17, el să se îndrăgostească. Într-un fel, logica piesei este una a comediei. Nu? Avem o dragoste imposibilă care până la urmă cu niște servitori inventivi, Doica și fratele Laurențiu, cu diverse alte lucruri, se va aranja și va duce spre o căsătorie. Asta e schema tipică a comediei plautine, nu? O căsătorie imposibilă care până la urmă se rezolvă. De ce? Viața învinge moartea. Tinerii înving trecutul, viitorul învinge trecutul, noul învinge vechiul. Este până la urmă un mit al regenerării care este foarte profund înscris în tiparul comediei. Or, aici toate lucrurile deraiază de la un moment dat. Acești servitori care ar fi trebuit să fie gardienii maturi ai acestor tineri imaturi, Doica și fratele Laurențiu, își trădează într-un fel misiunea. Doica o împinge pe Julieta în brațele lui Romeo. Fratele le procură până la urmă această otravă care iată se va dovedi fatală, fiindcă printr-o lipsă de coordonare, printr-un, să zicem, accident al hazardului. Romeo și zice adesea, sunt un fel de pion, de nebun al soartei, al fortunei, da? I'm fortune's fool, spune. Prin această nepotrivire a soartei, de timing la sfârșit, nu? Ei ajung să se sinucidă într-un mod absolut inutil. Deci piesa absolut, chiar și în ultima scenă putea să rămână o comedie. Julieta se trezea la timp, Romeo venea, o găsea acolo și plecau în pădure căsătoriți cu fuseseră de fratele Laurențiu și totul se termina cu bine, iar familiile erau puse în fața obligației de a-și îngropa ura, pe care o îngroapă, dar împreună cu acești tineri. Deci ura este îngropată postum, să spunem, pentru ei și nu mai are nicio relevanță. Deci, da, dar n-aș merge până la a spune că acest preot, frate, este prezentat ca un personaj negativ. Nu. Până la urmă, toată lumea în această piesă este, cum să spun, este o deficiență de caracter pentru acești, putem spune că e într-un fel o tragedie a nerăbdării, a tinereții grăbite să consume foarte repede și care se autoconsumă, se autodevorează și de aia ei mor într-un fel oarecum absurd, acești tineri care rămân așa un fel de paradigma a dragostei perfecte și tragice. Sunt foarte multe teme. Mai este la Shakespeare adesea faimoase, mai ales pentru actori, sunt monologele. E momentul în care câte un personaj important fie vine și povestește ce se întâmplă, ceva, dar sunt monologele, să zic, psihologice în care oamenii meditează asupra lucrurilor pe care ei înșiși le fac sau de gând să le fac. Seamănă asta spovedanie, nu? Da,
Da, sigur că da. Seamănă și în cazul cel mai, firește, cel mai sfârșietor al lui Hamlet, este până la urmă o adevărată golire de sine pentru a afla un sens. Dar mai mult decât asta, avem uneori chiar și o perspectivă extrem de creștină a chenozei, aș spune, într-un termen mai apropiat de tradiția noastră. Iată, de pildă, în Regele Lear. În Regele Lear, Shakespeare ne arată ceva extraordinar de creștinește, până la urmă. Cum începe piesa? Cu un rege tot puternic, dar un pic senil, care și foarte capricios, care decide într-un moment de capriciu să-și împartă țara între trei fiice. Regele este și vanitos, fiindcă el vrea în schimbul acestei generozități să fie flatat. Două fiice înțeleg, a treia refuză să-l flateze. Și el îi spune, ce-mi spui tu ca să primești o treime mai importantă în regat? Și ea zice, nimic. Acest cuvânt nimic va deveni esența piesei. Și regele spune, nimic? Din nimic nu se naște nimic, preluând un verset biblic, nu? Ex nihilo nihil fit. Nimic nu iese din nimic, nu există creatio ex nihilo, spune el. Dar ea îi aparține totuși lui Dumnezeu. Și atunci toată piesa este o fabuloasă pedagogie a acestui nimic. Cum din nimic totuși se poate naște ceva? Regele își pierde treptat totul. Își pierde regatul împărțindu-l între fiice. Își pierde regalitatea atunci când este, și puterea până la urmă, atunci când este obligat să renunțe la oștenii care îl însoțeau peste tot. Își pierde fiicele. Unele îl trădează, pe alta o trădează el, nu, și o exilează. Își pierde curtenii pe care tot din nesăbuință, Kent de pildă, îi exilează, sau Gloucester, care la rândul lui este victima răutății. Își pierde în noaptea aceea teribilă a furtunii, își pierde hainele, rămâne gol în natură, în pădure, da. Și își pierde în cele din urmă mințile. Și atunci el întâlnește această figură fabuloasă a lui Poor Tom, nu? Unul din fiii lui Gloucester, revenit deghizat, și care se deghizase într-un un amărât plin de murdărie, chiar de scârnă, de gunoi, și îl întreabă, oare omul nu este nimic mai mult decât atâta? Is man no more than this? Asta suntem. Și da, asta suntem, fiindcă ce suntem atunci când ne golim de glorie, de vanitate, de putere, de regalitate, de familie, haine, de haine, de aspectul uman, de rațiune. Aspectul social, de fapt. De tot ce înseamnă social, de toată anvelopa asta. Ce suntem? Ce spune și noi înșine. Și atunci Lear realizează, I am the king himself. Da? They cannot touch me for coining. Sunt însuși regele. E asta. Fiindcă până la urmă ăsta e nimicul lui Cordelia. Ce e omul până la urmă când îi iei toate aceste învelișuri ale vanității și ale lumescului? Se reduce la un animal. Da, vedeți, experiența asta metafizică. Dar e un exercițiu de smerenie în termeni creștini aici? Da, eu cred că da, e un exercițiu profund creștinesc. Bun, el poate fi și, habar n-am, un exercițiu virtuos și în alte logici. Dar gândiți-vă că același lucru l-au trăit de pildă oameni în închisorile comuniste. Dar au fost despuiați de tot. Oameni care au fost miniștri, care au fost mari boieri, care și-au fost reduși la niște trupuri zdrobite în închisoare și în acea zdrobire absolută ei ce-au descoperit? Umanitatea cea mai profundă. S-au descoperit pe ei înșiși. E o formă de chenoză și atunci în ei a intrat Hristos. Oamenii aceia foarte mult s-au îndumnezeit, s-au sfințit în închisoare, golindu-se de ei înșiși. Și poate că în modul ei oarecum păgân sau paracreștin, drama shakespeariană poate să aibă același efect terapeutic pe care îl are înțelegerea creștină a chenozei. Golirea de sine și golirea de slava deșartă și umplerea, până la urmă, duce la găsirea de sine. Și după aia pasul următor, firește, umplerea de Hristos. Bun. Te umpli de Hristos, te umpli de înțelepciune. Acela e momentul, de pildă, în care Lear înțelege cu adevărat cum stau lucrurile, înțelege cine e, de fapt, a treia fiică și cine sunt celelalte, două, înțelege tot. Și treaba nu se rezolvă, scuzați-mă, fiindcă și Cordelia trebuie să moară, deci el mai trebuie să treacă încă un pas. Încă un pas. Da? În care însăși, deci, nu, și a piesa aia s-ar putea termina cu un fel de happy end, de anagnorisis, nu de recunoaștere, de conștiință. Ori nu, mai trebuie încă un pas. Moartea, când pierzi inclusiv viața, fiindcă aia e, de fapt, ultima pierdere. Dar există și o altă, cum să spun, există multe figuri, sigur, multe poteci pe care o putem lua, dar mai există una care mă interesează. Există, de pildă, în Henric al VI-lea,
impresia pe care o lasă acest rege că e slab pentru că e creștin. Da. Că e un om bun. E o slăbiciune asta la Shakespeare? Nu, dar în unele piese, într-adevăr, bunătatea devine o slăbiciune și la Henric al VI-lea și la Prospero. Adică omul bun, până la urmă, nu este un animal politic. Adică omul bun nu e făcut pentru treburile de genul ăsta. Nu e făcut pentru treburile astea. Și sunt foarte multe piese, inclusiv, să zicem, Timon of Athens. Nu? Timon, la rândul lui, este un om bun, generos, chiar excesiv, poate, poate e și o formă de vanitate în această bunătate. Ori, până la urmă, viața arată că bunătatea duce, întotdeauna îi conduce pe ceilalți la abuz. Deci, da, este și o reflectare. Probabil că Shakespeare, până la urmă, ca orice om care reflectează mult la mersul lumii, și-a dat seama că răul are o forță politică mult mai importantă uneori în istorie decât binele. Și asta se vede în toate piesele cu regi, în toate piesele istorice, de altfel. Dar totodată există și perspectiva cealaltă, adevărate înțelegeri de sine. Și asta e cea, până la urmă, aproape, cum să spun, aproape monastic, aproape anhoretic. Și, până la urmă, e înțelepciunea eternă. Vedeți, toată înțelepciunea lumii vechi spunea un singur lucru, simplitate, eliberare de patimă, eliberare de lume, golire de sine. Astăzi lumea noastră pare să creadă că e înțelept să fii cât mai mult, să fii lider, să ai, să obții, să... Ori... Și cu cât mai complex, cu atât mai bun, da, mai valoros. Da, cât mai mult mai ales. Ori lumea veche spunea mereu același lucru, de la stoici și platonici până la Shakespeare și până la moderni și, firește, culminând cu Evanghelia. Golirea de sine e adevărata înțelepciune, simplificarea, eliberarea, esențializarea, nu zgomotul, bruiajul. Enorm ar fi încă de vorbit, dar nu vreau să închei această emisiune. Înainte de a pune un pic ordine în tot acest material, v-a să zic că ceea ce îmi spuneți este că modul în care Shakespeare vizitează toate aceste realități, că sunt virtuți, că sunt păcate și așa mai departe, este totuși, sau mărturisește totuși, o viziune creștină. Sau, dimpotrivă, vă situați, să spunem, prima școală de gândire pe care ne-ați spus-o, spun că totuși există niște reguli morale universale, nu e ceea ce Sfântul Apostol Pavel numește o lege a firii? Da. În fond, nu e bine să furi nicăieri, nu trebuie să vină Iisus Hristos să spună asta, la fel e și în Papua Noua Guinee, la fel e și în Japonia. Bun. Prin urmare, credeți că aceste piese funcționează la fel în orice context și atunci ele mărturisesc această lege a firii în limbaj paulin? Sau toate nuanțele, toate subtilitățile despre care mi-ați vorbit le recomandă ca piese cu profund mesaj creștin? Cum vă situați dumneavoastră ca Shakespeareolog? Iată. Eu cred că e o lege naturală care transpare în ele și de-aia piesele acestea pot fi jucate oriunde. Vedeți succesul lor incredibil în Japonia, da, unde au fost nenumărate ecranizări după Shakespeare și pune în scenă celebre, nu, al lui Kurosawa, da, și așa mai departe. Dar da, este și asta. Firește că Shakespeare nu poate să facă abstracție de fondul culturii lui, care este creștină, profund creștină, metabolizat creștină. Să știți că noi respirăm creștinii chiar și când nu ne recunoaștem creștini. Cei care sunt astăzi poate chiar anticreștini și se pretind umaniști sau progresiști, până la urmă și ei au metabolizat, poate deturnând într-un fel sau neînțelegând, moștenirea creștină. Deci nu poți fi european și să fii necreștin până la urmă, chiar și când ești anticreștin. E un paradox, poate, sau doar un aparent paradox. Acum, nu cred că Shakespeare își propune, nu cred, sunt convins că Shakespeare nu își propune nicio operă apologetică, cum ar face C.S. Lewis, nicio operă, să zicem, de alegorie creștină sau de teologie, cum face Dante, nicio metafizică sau psihologie creștină, cum face Dostoevski. Da? Deci temele lui nu sunt neapărat creștine, dar eu cred că prin introspecția asta incredibilă, ele nu pot fi nici necreștine. Până la urmă, binele și adevărul nu sunt mai multe. O spunea și Kant, mai multe adevăruri, niciun adevăr. Nu există o mie de soiuri de bine. Binele este bine, morala nu e o chestiune de dozaj, ci de esență, spunea și Andrei Pleșu, nu? Deci, până la urmă, binele e bine, rău e rău, indiferent cum ajungi la ele. Astfel încât perspectiva lui Shakespeare nu are cum să fie opusă,
ci doar complementară perspectivei din care un creștin privește lumea. Cu alte cuvinte, firescul shakespearian e într-un fel firescul creștin al lumii noastre, nu? Până la urmă, când Harold Bloom spune că Shakespeare este cel care refondează figura omului în modernitate, nu? Da. La ce se referă? La acest om complet dezbărat de creștinism și așezată sub cupola unei morale universal valide sau nu? Nu neapărat. Acum, noi credem că creștinismul e firea omului, nu? Sigur. Creștinismul nu e un construct cultural sau ideologie sau chiar o religie. Creștinismul nu e o religie, creștinismul e firea omului. Omul e creștin. Creștinismul este adevărul, e viața, e binele. Deci nu există aici foarte multe feluri de a vedea lucrurile. Da, iar Shakespeare, în clipa în care înțelege firea omului, nu se poate plasa în divorț față de Iisus Hristos. De altfel, eu chiar am avut cu Tezanța acum vreun an să fac o conferință despre Cezar, Shakespeare și Hristos, arătând inclusiv taina politică pe care ne-o arată Evanghelia. Gândiți-vă, vorbeam despre mulțime și lider. Și Hristos, când intră în Ierusalim de flori, este aclamat de toată lumea. Peste câteva zile este sigur dat morții, nu? Deci același mister... Dar morții în huiduielile, aceleași popor care... Aceleași oameni care cu 5 zile înainte îl aclamaseră și se înghesuiau să prindă un loc în față, se cățărau pe palmieri, da? Deci misterul ăsta al răutății, al trădării, al inconsecvenței, îl găsim și la Shakespeare, îl găsim și în Evanghelie. Până la urmă, Shakespeare sondează natura profundă a sufletului uman, misterele majore ale binelui și răului. Noi, ca creștini, suntem fericiți, fiindcă noi cunoaștem și răspunsul și soluția. Dar teatrul n-are de ales decât să dramatizeze aceste conflicte și să ne pună în fața zguduitoarei, nu, opere de anagnoreză, de recunoaștere, de dezvrăjire și de înțelegere a acestor adevăruri. Shakespeare sondează ceea ce, până la urmă, Iisus Hristos mântuie. Exact. Domnule Prahapahagi, vă mulțumesc mult pentru prezența la această emisiune. Iată, o nouă emisiune memorabilă de colecție cu dumneavoastră. Abia aștept să o facem și pe a treia. Vă mulțumesc încă o dată mult pentru prezența la Europa Cristiană. Doamnelor și domnilor, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Emisiunea noastră se oprește aici. Până atunci, nu uitați, citiți și rugați-vă.